După ce am descoperit domnia lui Vlad Țepeș și bătălia de la Târgoviște, episoade pe care le găsiți acum în dreapta ecranului, dar și în descrierea acestui video, a urmat o perioadă cu multe schimbări și instabilitate pe tronul țării românești, lucru întâmplat și după moartea bunicului său, Mircea cel Bătrân. Într-o perioadă relativ scurtă, s-au perindat în mai multe rânduri pe tronul țării românești trei domnitori: Radu cel Frumos, Basarab Laiotă cel Bătrân și Basarab cel Tânăr Țepeluș. Haideți să-i luăm pe rând. Începem un nou serial pe canalul nostru de YouTube dedicat domnitorilor și voievozilor țărilor române. Nu ne vom limita la biografii sterile, vom urmări povestea lor și din perspectiva luptelor duse de aceștia, a castelor și cetăților unde au trăit, dar și a vieților amoroase. Vom încerca să creionăm portrete cât mai apropiate de realitate, cu bune și cu rele. Dar înainte să începem, facem o scurtă pauză pentru a vă ruga să susțineți eforturile Historia Rediviva, făcându-vă un abonament pe canalul nostru sau folosind celelalte metode, Patreon și PayPal. Le super mulțumim celor care ne susțin deja și puteți găsi în dreapta ecranului. Nu ezitați să ne susțineți, orice donație, orice susținere se duce direct în dezvoltarea acestui proiect. Vă mulțumim! A fost domn al țării de 4 ori între anii 1462 și 1475, domniile sale alternând cu cele ale lui Basarab Laiotă cel Bătrân și Basarab cel Tânăr Țepeluș, ambii din familia Dăneștilor. În anul 1442 a fost trimis de către tatăl său, Vlad Dracul, ca și ostatic la Adrianopol, la curtea lui Murad al II-lea, împreună cu fratele său, Vlad Țepeș. Copil fiind, Radu va cădea în mrejele tânărului sultan heterosexual Mehmed al II-lea, fiind favoritul său și trăind și locuind cu el. Dacă Vlad a reușit să fugă în anul 1448 în Moldova, după încercarea eșuată de a se înscăuna ca domn al țării românești, Radu va rămâne în continuare prizonier al turcilor. Între anii 1444 și 1446, Murad al II-lea s-a retras de pe tronul otoman, lăsându-i conducerea tânărului său fiu, Mehmed al II-lea, viitorul cuceritor al Constantinopolului. În 1446, când s-a petrecut conflictul și înjunghierea lui Mehmed de către Vlad, care aveau la acea vreme 14 și 15 ani, Radu avea în jur de 8 ani. Este imposibil să credem că micul Radu putea să se opună capriciului lui Mehmed al II-lea în calitate de ostatic. Ceea ce nu se pomenește însă este faptul că, aflându-se la Constantinopol, la curtea lui Mehmed, s-a căsătorit undeva în anul 1457 cu Elena de Spina. Tot în același an, născându-se și fiica acestora, Maria Voichița, soția lui Ștefan cel Mare. Maria de Spina provenea dintr-o familie sârbească înrudită cu comnenii. Era fiica nobilului Gheorghe Arianiti, comnen. Una dintre fiicele acestuia, Donica, s-a căsătorit cu eroul național al albanezilor, Castrioti, supranumit Skanderbeg, iar o altă fiică, Angelina, s-a căsătorit cu despotul sârb Ștefan Brancovici, fiind bunica doamnei Elena, soția lui Petru Rare, și a miliției de Spina, soția lui Neagoe Basarab. Maria de Spina a devenit doamna țării românești la sfârșitul lunii august a anului 1462. Radu cel Frumos a fost impus ca domn al Munteniei de către Mehmed al II-lea, în locul lui Vlad Țepeș, dar având și sprijinul boierilor din țară, care se opuneau luptei anti-otomane duse de Vlad. Maria de Spina va fi doamna Munteniei pentru doar 11 ani, deoarece în anul 1473, împreună cu fiica ei Maria Voichița, au fost capturate de către Ștefan cel Mare și duse la Suceava. Radu cel Frumos nu va reuși să-și redobândească soția, dar nici fiica de la Ștefan cel Mare, murind în anul 1475, la aproximativ 37 de ani. Despre moartea sa sunt mai multe păreri, una că a fost omorât de Basarab cel Bătrân Laiotă, urmare a încercării acestuia de a-și prelua scaunul în anul 1475. O altă ipoteză propusă de istorici este că a fost omorât de către Ștefan cel Mare după bătălia de la Podul Înalt, Vaslui, din anul 1475. Greu de crezut însă, pentru că Ștefan, având-o pe soția și fiica acestuia, nu și-ar fi compromis situația ucigându-l pe soțul și respectiv tatăl viitoarei lui soții. O altă variantă extrem de interesantă propusă de către Constantin Rezachevici este faptul că Radu cel Frumos s-a retras în anul 1475 în Transilvania, în țara Făgărașului, unde ar fi murit de boală.
Basarab Laiote cel Bătrân a fost domn al țării românești în anii 1473-1474 și între 1475 și 1477. Basarab Laiote îi susține în documentele timpului originea din Dan al II-lea, domn al țării românești între anii 1422 și 1426, însă realitatea este că era fiul lui Danciu, fiul lui Dan al II-lea, care nu a domnit nicio zi. Purta numele tradițional al familiei Dăneștilor de Basarab, la care ulterior i s-a adăugat și numele de Negru, Laiote, în amintirea străbunicului lor, Radu Negru Vodă. Pe la sfârșitul vieții s-a spus și cel bătrân. Domnia lui Basarab Laiote s-a alternat cu domnia lui Radu cel Frumos și Vlad Țepeș. Basarab Laiote cel Bătrân a fost cauza, dar și efectul uciderii lui Vlad Țepeș în decembrie 1476 sau ianuarie 1477. Nu avem niciun fel de informații documentare despre cine i-a fost soție sau dacă a avut urmași. Basarab cel Tânăr, numit și Țepeluș, a fost fiul lui Basarab al II-lea și a doamnei Maria, nepota lui Dan al II-lea și văr primar cu Basarab Laiote cel Bătrân. Având ajutorul și sprijinul militar al voievodului Transilvaniei, Ștefan Batorii I, rudă și fost aliat al lui Vlad Țepeș, Basarab cel Tânăr îl înfrânge într-o bătălie la data de 20 octombrie 1477 pe vărul său, Basarab Laiote cel Bătrân, și se înscăunează domn al țării românești. Pe tot parcursul domniei sale, Basarab cel Tânăr a fost sprijinit de către Ștefan cel Mare, fiind considerat de către cronicarii timpului locțiitorul domnitorului Moldovei în Muntenia. Însă la un moment dat, Basarab cel Tânăr îl va trăda pe Ștefan cel Mare trecând de partea turcilor. Numit în documentele timpului și Mlad cel Tânăr, a fost căsătorit cu Maria, cu care a avut un fiu pe nume Danciu, care a fost ulterior pretendent la scaunul țării românești prin anii 1508-1510. Despre această Marie nu avem informații care au fost originile ei, dar o vom întâlni ulterior în istorisirea noastră. Basarab cel Tânăr a murit asasinat la Glogova, localitate din județul Mehedinți, la moșia cumnatului său Stanciu, care era căsătorit cu Anca, soția domnitorului. Un grup de boieri complotiști mehedințeni l-au ucis pe Basarab cel Tânăr la începutul lui iulie 1482, fapt menționat de rivalul său Vlad Călugăru într-o scrisoare adresată la 13 iulie brașovenilor. Despre Basarab cel Tânăr există și o poveste foarte interesantă promovată de către boierii craiovești. Acesta s-ar fi îndrăgostit de soția lui Pârvu Craiovescu, Neaga, cu care ar fi avut pe Neagoie Basarab. Rămâneți în continuare alături de noi în fascinanta călătorie în țările române. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.